Băi, m-am trezit cu o poftă de sport. Băi, nu mai spune. Băi, deci imaginați-vă atât. Deci, mi-am imaginat cum ies la alergat. Mama, am început să fac abdomene, după care flotări, după care niște genuri. Băi, ce, bă, l-am rupt, bine. După aia m-am întors pe partea cealaltă, am mai dormit o jumătate de oră. Și mi-am dat seama că, băi, e greu asta cu sportul. Vă spun sincer, e greu. Și mai ales, o să vă povestesc astăzi, că de ieri am început sala cu Georgica. Aici de față cu domnul George Tănase, dar vă povestim astăzi că de la asta am și visat urât. Știți că m-am dus la sală și e nenorocire. Viviana, ce părere ai despre treaba asta cu sportul? Dar chiar voiam să atingem acest subiect. Eu de ce nu am fost invitată la sală? Mi-e pare rău, tu lucrezi cu Alexander Florescu. Esco, ai buget, noi, ai bani. Da. Uite, că tot vorbim de Alexander Florescu, trebuie să-mi cer scuze pe această cale, n-am mai ajuns la sală de foarte mult timp, dar atunci când mergeam, știi care era rețeta perfectă? Bagă. Îți propui de dimineață că mergi la sală, te duci neapărat la prânz, că dacă lași pe seară, păi intervine iubitul, mămica, păpica, alea, și nu mai ajungi. Sau în funcție de muncă, adică să te duci imediat în funcție de muncă, evident. Nu, dar nu trebuie neapărat să bagi în program treaba asta, că dacă lași așa la liber, nu o să ajungi niciodată la sală și trebuie să îți alegi și un partener, așa cum ați făcut voi. Da, un partener cu care să te ambiționezi. Noi am vrut să ne alegem o parteneră, dar ne-am nimerit amândoi. Domnul George, ce părere aveți despre sport, domnule? Bună dimineața, domnul Bursucu. E greu sportul ăsta, adică noi am fost ieri la sală și am văzut că, vedeți voi, și sala asta e ca băutura, trebuie să te ții de ea dacă vrei performanțe. Și, bine, la băutură n-am făcut niciodată febră la picioare. Asta e singur. Sau, mă rog, din mișcările corpului câteodată mai pare așa că dansez ca Ștefan. Uzi așa, dintr-o dată am făcut picioarele și astăzi sunt rupt de picioare. De ce tu de la băutură n-ai făcut febră la picioare, ai făcut vânătăi în genunchi. Doamnelor și domnilor, astăzi este o zi specială pentru noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că astăzi noi avem o sărbătorită în platou, pentru că astăzi, Patriția, ce zi sărbătorim noi astăzi, Patriția, la mulți ani să ne trăiești! Grație, mulțumesc! La mulți ani! Și avem și o surpriză! Patriția, să ne trăiești! La mulți ani, băverini! Mulțumesc, mamă! N-am avut niciodată atâtea flori acasă, mamă! Ia uite ce frumos! Buget, domnule! Patriția! Să vin aici, la dimineața cu voi! Am atâtea flori frumoase! Este ziua numelui, nu este ziua ei de naștere, dar noi te iubim și îți mulțumim pentru fiecare parcurie în parte! Te iubim! Și foarte important, pentru fiecare moment pe care tu l-ai în această emisiune, pentru fiecare moment de energie pe care îl dai și să știi că ești un om extraordinar și te iubim din tot sufletul. Pentru fiecare zâmbet curat. Să chidă cu lacrima, stai. pentru fiecare kilogram în plus, îți mulțumim, Patriția. Apropo de kilogram, ce mâncăm astăzi, Patriția? Asta mă ocup eu. Sfânta Patriția, doamnelor și domnilor. St. Patrick astăzi, da? Zi astăzi de sărbătoare. Vreau să vă fac o rețetă care o să vă placă cu siguranță. Așa. O rețetă simplă, care poate să face orice gospodin acasă. Și cred că e o rețetă care îți place la toată lumea. Sunt rulo de pui cu ierburi aromatizate, cimbrișor, rozmarină și salvia. Și o să le facem umplute cu cașcaval, șunca și le facem cu vin alb, cu un sos de vin alb. Și după, fiindcă nu ne mulțumim așa cu rulo, le facem o garnitură, dar nu orice garnitură. Pentru că facem o garnitură cu cartofi dulci aromatizate cu scărțișoara. Deci totul e aromatizat astăzi. Totul e o aromă de fericire, de pozitivitate. Îmi place că în fiecare zi avem câte o băutură alcoolică. În fiecare meniu, că a fost coniac, azi avem vinișor. Da, scuze, George, dacă te duci la o mază frumoasă, la o mază importantă, cu iubita, zice, la inviti, nu există o sticlă de vin, adică nu există, adică e necesară la o mază importante de sărbătoare să ai și ceva să-i ciocnesc, adică nu? Un digestiv, pentru că știu că astăzi este ziua Irlandei și deși este post, azi putem consuma carne. Așa spune tradiția, noi așa facem, tocmai de aceea azi ne delectăm cu puiuț. Avem de toate pentru toți, ne pregătim. Care e primul pas? Primul pas o să tăiam subțiri, cimbrișor, rozmarino și asta. Și după le dam pe felie de pui, care am batut deja, să nu vă deranje, m-am gândit, a venit mai devreme, că zis dacă dau cu ciocanul. L-ai bătut înainte, a? Da, am zis dacă dau cu ciocanul, mă ceartă Bursucu. Hai să facem un pic cum ar fi sunat, Bursucu e acolo și dintr-o dată aude așa. Nu era bine. Vecinul meu de la patru.
Oare bate jnițele? La e bogat? Da, așa că sunt deja făcute. Asta e consistența care trebuie să aibă. Deci trebuie să fie subțirele. Da, da, cam așa, ca cam genul așa. Pentru snițel, pentru cam spădine, ca pentru șnițel, da, pentru snițel. Perfect. Și acum mi-apuc. Ne apucăm atunci de ierburile aromatizate. Să le tăiem, nu mai batem nimic. Nu astăzi mai batem, gata. Bate un vânt rece de baltă la Kilian Port, domnul. Nu, nu, nu. Bate un vânt rece în poartă pe la noi prin România și ne spune Viviana cum e vântul, dacă e la fel de rece ca ieri, că ieri și în geacă mi-era fric. Vivi! Bună dimineața cu noi! Astăzi sunt ca un fulg de nea pentru că ninsorile nu pleacă de pe teritoriul României. Astăzi e ninge în continuare la munte, dar să vedem ce se întâmplă acum cu vremea în toată țara. Să știți că cerul este variabil în nord-vestul, parțial în centrul țării, dar și în est. În rest vorbim de înorări și de ceva precipitații. Ninge în acest moment la munte. Vântul suflă slab până la moderat, cu intensificări pe creste, dar și în sud-estul teritoriului. Temperaturile de la această oră se încadrează între minus 5 grade în Miercurea Ciuc, așadar în estul Transilvaniei e cel mai rece la această oră. Ceva mai bine din punct de vedere termic acum, prin vestul țării, până la 5-6 grade Celsius. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea astăzi. Să știți că meteorologii anunță înnorări în mare parte din țară, vor fi precipitații, așa cum vedeți și pe hartă, în vestul, sudul și centrul teritoriului. Vor fi precipitații sub formă de ninsoare la munte, vor fi precipitații mixte în zonele deluroase din sudul teritoriului, iar în rest vorbim de ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona montană, mai ales pe creste. Vânt puternic avem și în zona Dobrogei. Temperaturile de astăzi se situează sub normalul perioadei, așadar e destul de friguț afară, trebuie să ne îmbrăcăm foarte, foarte bine, temperaturi de până la 3-4 grade Celsius în estul Transilvaniei, 3-4 grade Celsius și în Moldova, în Dobrogea 2-3 grade, cel mai bine din punct de vedere termic în vestul și nord-vestul țării până la 10, chiar 11 grade, vedem și pe hartă, 8 grade în Timișoara și Arad, 10 grade la Satu Mare. Acestea au fost informațiile deocamdată despre vreme, ne revedem și puțin mai târziu. Patriția, este ziua ta? Este, de nume, da. Ți-am adus un buchet de flori? Adevărat, și nu orice buchet. Mai avem o surpriză pentru tine, pentru da? Că astăzi este ziua wow. Irlandei și pentru că este și ziua ta, avem niște copii frumoși de la Steisha School of British Dance, mama, care au venit cu un moment special pentru wow. tine și pentru ziua ta, dar bineînțeles și pentru ziua Irlandei, că na, asta sărbătorim. E important. Așa că, doamnelor și